2017 a fost un an extrem de provocator. Sunt mari schimbări în zona IT-ului în general, inclusiv în zona retail-ului. Probabil cea mai mare provocare a fost să investim în echipa actuală și în, să găsim persoane noi care să completeze echipa cu care am pornit la drum cu mulți ani în urmă. Nu este un lucru ușor din punctul ăsta de vedere să formezi oameni noi, nu este ușor să ții pasul cu noutățile pe care Magister le aduce în fiecare an. Aș putea să spun că asta a fost poate cea mai mare provocare anului 2017, să încercăm să asimilăm toate noutățile pe care platforma Smart Cash le aduce an de an. Mă gândesc aici la tot ce înseamnă în zona de retail, partea de fidelizare, tot ce înseamnă partea de integrare a soluției Smart Cash, tot mai cerut această integrare cu site-uri web sau cu aplicații de gestiune, contabilitate sau chiar soluții ERP. Ne bucurăm că facem parte din familia Magister și este o provocare pentru noi ca în fiecare an să vedem noutățile și frumusețile pe care Smart Cash le aduce pieții de retail în familia mare a aplicațiilor de tip software. În ceea ce privește anul 2018, sau aș mai avea o idee pentru anul 2017, ne onorează și ne obligă totodată acest premiu 3 pe care l-am obținut pentru rezultatele din activitatea comercială și de implementare. Pentru anul 2018, provocarea, să spun așa, continuă. Am văzut ceea ce ne-a prezentat, să spunem astăzi, domnul Dor Bujor, legat de platforma CRM, CRM popular. Este evident că discutăm de o platformă pe care să ne aducă pe toți aproape să obținem rezultate într-un timp extrem de scurt. Provocarea anului 2018, deja se simte în ultimii ani acest lucru, este viteza de reacție, viteza cu care răspunzi la cererile care vin din piață. Discutam sau se discuta de acel mix de marketing, acele patru elemente. Iată un al cincilea element, nu este invenția mea, este invenția pieței, dacă vreți, viteza cu care răspunzi la solicitări. Platforma CRM, pe care vrem să o utilizăm în anul 2018 intensiv, cu siguranță va aduce rezultate și pentru noi și pentru firma mamă, pentru Magister Software. Cred că se va discuta și probabil și acesta va fi un element de diferențiere, partea de finanțare a soluțiilor. Se va discuta de o firmă cu care colaborăm de mai multă vreme, sau mă rog, Magisterul colaborează. Cred că acesta va fi al șaselea element al mixului de marketing, partea de finanțare. Deci viteza și finanțarea soluțiilor cred că va fi provocarea anului 2018. La nivel macro, probabil o provocare va fi, într-adevăr, sperăm noi, stabilizarea legislației fiscale și probabil absorția fondurilor. Avem foarte mulți clienți care așteaptă după fonduri și ele nu mai vin. Aceasta a fost o provocare și anului 2017, sperăm ca în 2018 să se rezolve. Mulțumesc!